Cu toții Tatăl nostru. Tatăl nostru care ești din ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Ca Ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururia și în vecii vecilor. Amin. Fie ca bunul Dumnezeu să ne dăruiască înțelepciune, putere, har, să avem o zi cât mai binecuvântată și cât mai frumoasă. Doamna Angela? Mulțumesc! Onorat public, doamnă, sfinți părinți, sunt Angela Chelaru și încă o dată mulțumesc cerului că am bucuria să împărtășesc clipe de sărbătoare aici la Căpâlna, pe Valea Frumoasei. Aș vrea să vă urez din start sănătate, o zi în care bucuria să o simțim adânc în suflet și astfel să ne hrănim cu această bucurie multă vreme de aici înainte. Mă bucur să ne întâlnim, iată, la cea de-a doua ediție a sărbătorii dumneavoastră, Fiii Satului de la Căpâlna, și cred că momentele care vor urma vor fi și ele de adâncă trăire și de bucurie și vom marca acolo în calendarul trăirilor zilnice o zi în care, prin bunăvoința unor oameni deosebiți și prin strădania lor, vom puncta și vom arăta că există dovezi ale trecerii tuturor pe aici, dovezi ale trăirilor sufletești, ale îndelnicirilor de zi cu zi, așa îmi place să le spun în momentelor în care se oferă premii sau diplome, dovezi că am fost la un moment dat în locul respectiv și aceste dovezi ne încurajează să mergem frumos mai departe. Așadar, au organizat această frumoasă sărbătoare și le mulțumim cu tot sufletul instituțiilor și oamenilor care reprezintă aceste instituții, Asociația Căpâlnarii de pe Valea Frumoasei, Parohia Ortodoxă Căpâlna, Primăria Comunei Sășciori și Consiliul Local Sășciori. Le mulțumim! Organizatorii au reușit să realizeze acest eveniment cu sprijinul unor familii de bună credință care fac parte din Asociația Căpâlnarii de pe Valea Frumoasei. Așadar, le aplaudăm și îi mulțumim. Zbuchea Gheorghe și Anca, Zbuchea Vision și Ana, Roman Florin și Carmen, Coda Mircea și Elena, Roman Constantin și Daniela, Ștefănescu Nicolae și Ioana, Dricu Traian și Maria, preot Petri Mircea Ioan și Ana, Andrei și Antoneta, Mihaiu și Zaharie și Antoneta Mihaiu. Mulțumim frumos! Vă felicităm pentru că într-o lume în care alergăm cu toții de dimineața până seara și de multe ori nu știm încotro, într-o lume în care alergăm și uităm să trăim, iată oameni deosebiți a căror suflet este revărsat și către noi ceilalți. Pot să-și pună timp și inițiativă și dragostea lor în organizarea unor astfel de întâlniri, le-a spune eu de suflet. Nu consider această manifestare una foarte oficială, una care bifează un calendar al instituțiilor, ci o întâlnire de suflet cu oameni dragi, cu oameni minunați, care încă știu să împărtășească bucuria revederii cu semenii lor. Și-au dat mâna și parte din ceea ce realizează ei ca venit material, sponsorii cărora le mulțumim și asigurăm de prețuirea și respectul nostru, Sece Carisola SRL, familia Bârsan Ioan, familia Roman Marcel și Brigitte, familia Crăciun Emil și Emma. Iar pentru construirea scenei mulțumim Asociației Crescătorilor de Ovine prin președintele asociației, domnul dr. Dan Nicolae, și de asemenea mulțumim membrilor asociației. Aș vrea, în momentele următoare, să-l invit la microfon pe domnul profesor Moga Nicolae, director al Colegiului Tehnic Lucian Blaga Sebeș, membru al Asociației Căpâlnarii de pe Valea Frumoasei și... Aș vrea să
vă mulțumim nu doar pentru prezență, ci și pentru lumina care știți să ne-o dați prin privirea dumneavoastră și prin căldura cu care ne înconjurați, și aș vrea să vă ascultăm gândurile la această sărbătoare. Mulțumesc! Stimați invitați, dragi căpălnari, astăzi este o zi de sărbătoare pentru noi, care se vrea tradițională din 5 în 5 ani, ca să ne reamintim toți că ne-am născut și suntem căpălnari. Încă de la început doresc să salut și eu organizatorii care ne-au arătat că sunt cu adevărat căpânari și ne-au organizat această întâlnire de suflet. Dumnezeu sau destinul, cum vreți să spuneți, a făcut ca într-un anumit ceas, cu ani în urmă, să ne naștem în acest colț de rai, pe care l-a binecuvântat cu alese cuvinte și Lucian Blaga, marele nostru filozof, poet și dramaturg, care în Cronicul și Cântecul Vârstelor, vorbind despre căpâlna, spunea că însuși Dumnezeu i-a întors spatele ținând-o la adăpostul milostiv și primitor al umbrei sale. Tot Dumnezeu sau destinul a făcut ca după ce ne-am ridicat la o anumită vârstă, unii să rămână aici, în sat, în gospodării, iar pe alții, drumurile vieții să ne ducă mai departe sau mai aproape. Se spune că spiritul se înalță prin educație și cultură, dar sufletul păstrează mereu întrânsul parfumul locului în care s-a întrupat. Dorul de casă, de casa părintească, dorul de satul natal, de căpâlna, cu tot ceea ce a însemnat și înseamnă ea pentru noi, ne-a determinat să lăsăm pentru o zi, două, grijile și treburile noastre și să venim acasă, răspunzând astfel acestei chemări a Comitetului de Inițiativă. Am venit să vedem casa părintească, să vedem curtea în care ne-am născut și am crescut. Am venit să străbatem ulițele satului și să ne întâlnim cu prietenii copilăriei. Am venit să trecem pragul cimitirului, unde se odihnesc părinții, bunicii și strămoșii noștri. Am venit să trecem pragul bisericii, unde ne-am botezat sau cununat, și să ne rugăm o clipă pentru cei care nu mai sunt dintre noi. Am venit să trecem pragul școlii și să ne amintim de dascăli care ne-au învățat să citim și să socotim. Am venit să ne amintim de familiile care au avut un rol deosebit, aș spune chiar determinant, în evoluția și în viața satului. Amintesc aici, în primul rând, familia Dobre. Existat o anumită perioadă înainte de 44, de la 1900, când școala și biserica colaborau, mergeau mână-mână. Mai mult decât atât, la căpâna s-a întâmplat ca preotul și învățătorul să fie frați. Și amândoi aparțineau aceleași familii, Dobre. Școala aceasta, făcută atunci, a avut o influență deosebită asupra elevilor. Eu mi-amintesc că după 60-70 de ani, bunica și părinții mei vorbeau încă cu respect despre învățătorul Dobre. Amintesc apoi despre familiile Faur și Stancu, care în anii grei ai comunismului au rămas aici în sat
și au continuat cu har și dăruire munca vrednicilor lor predecesori. Și dacă am ajuns aici, amintind așa pe scurt, vreau să vă fac o propunere tuturor, dar în primul rând celor care organizează Fiii Satului. Eu cred că e bine să stabilim o anumită temă de la început. Ca de exemplu, școala și biserica din Căpâlna, de la începuturi și până în prezent. Sau Lucian Blaga și Căpâlna. Sau căpâlnarii, exploatarea lemnului și plutirea. Sau căpâlnarii, oieritul și transumanța. Sunt convins și dumneavoastră sunteți la fel convinși ca și mine că o astfel de întâlnire este oricum plăcută și încărcată de emoții. Dar prin stabilirea unei teme care poate fi pregătită din timp, va căpăta mai multă substanță și va deveni mai interesantă. Revenind acum, știm că înainte de 44, știm cu toți asta, și chiar o bună perioadă după, principalele ocupații în sat erau oieritul și munca la pădure. Și dacă vorbim despre ocupații, nu putem să nu amintim de familia Moga. Familie de oameni întreprinzători, care prin curaj și inteligență au ajuns cei mai mari antreprenori din zona Sebeșului și nu numai. Prin puterea financiară, prin relațiile pe care le-au avut, au făcut ca satul nostru să primească la munte cele mai bune locuri de pășunat în zona Vârfului Pătru și Puru. Dacă mă uit în sală printre dumneavoastră, văd și pe vechii ciobani din livade, Marga, Stăuini, Pleși și pe urmașii lor din vechile familii românești, Mălian, Maier, Bodea, Roman, Andronic, Cioroga sau Teacoie, familii care au dus faima satului Căpâlna prin frumusețea și bogăția turmelor de oi, îndurând iarna frigul de la Dunăre sau din Banat, din Oradea Mare sau de la Carei Mari, iar vara îndurând ploile și furtunile de la Puru, Șureanu, pusturile Rătăzatului sau chiar de la Vârful Mândra din Parâng. Salut apoi pe consătenii mei din vatra satului, de la familiile Aloman până la Zamora, care din lipsă de pământ, vara și câteodată iarna, își luau straița cu merinde sau ranița cu merinde în spate și plecau pe Oașa și Salane, pe Frumoasa și Tărtăreu, pe Prigoana, Ciban și Bistra, la Tăia de Brazi, la Corhănit și la condus lemnul pe jilipuri și pe râu, de sus din munte până jos la Joagărul din Sebeș. Grea îndelenicire, dar din câte știu eu, căpâlnarii au fost dibaci și atât la tăiatul lemnelor, cât și la putire. Ați observat, desigur, că am vorbit destul de mult despre Căpâlna veche, de acum 70-100 de ani. Am făcut acest lucru dintr-un motiv simplu. La anul se împlinesc 100 de ani de la Marea Unire, de la 1 decembrie 1918. La Marea Adunare de la Alba Iulia a participat și un grup de căpânari, condus de reprezentanții celor două familii,
Dobre și Moga. Acest grup a făcut parte din delegația zonei Sebeș, care a fost a doua delegație ca mărime din toată Transilvania. Din ceea ce v-am spus până acum, mai înainte, cât și din inscripționările pe care le-ați putut vedea pe monumentul din cimitir, cu numele soldaților căzuți în primul și al doilea război mondial, căpânarii au fost și au participat activ la toate evenimentele mari din istoria noastră. Acest lucru ne face să fim mândri și din acest punct de vedere. Salut apoi inițiativa Comitetului de Organizare și a Primăriei Sășciori de a premia familiile care au împlinit cel puțin 50 de ani de căsnicie. Deci, asociația, da? Și precum și familiile întemeiate în ultimii 5 ani. Pentru cei care sunt la început de drum, cât și pentru cei care au împlinit deja cel puțin 50 de ani de căsnicie, vă doresc la mulți ani multă sănătate dumneavoastră, familiilor dumneavoastră, precum și tuturor căpălnarilor. Dumnezeu să binecuvânteze Căpălna și să o țină pe mai departe la adăpostul milostiv și primitor al umbrei sale. La mulți ani tuturor! Mulțumim frumos! Domnule profesor, aș vrea să vă rog să mai rămâneți peste câteva secunde aici, în fața oamenilor și așezat larg în fața ferestrei sufletului meu, pentru că aș vrea să vă mulțumesc pentru o lecție de istorie, nu una învățată pe de rost, de teama scoaterii la răspuns, ci una trăită prin cuvinte așezate de dumneavoastră ca o punte peste timp, și mi-ar plăcea ca ziua de astăzi să o numim ferestre de suflet. De acolo, din izvorul viu al ființei căpânărilor, până astăzi, punte peste timp prin cuvintele dumneavoastră trăite și transmise cu trăire către noi, ca în fața unei ferestre de suflet. Vă mulțumim! Vă mulțumesc! Și mergem mai departe cu desfășurătorul acțiunilor stabilite pentru ziua de astăzi, o zi în care eu vreau în continuare să cred că întâlnirea este de suflet, că lumina este din adevărul scurs, din adevărul inimii, și zâmbetele vin pentru că simțim nevoia să ne exteriorizăm ce avem mai bun în noi. Se spune că dacă nu poți dărui altceva seamănului tău zilnic, dăruiește cel puțin zâmbetul cel de toate zilele. Pentru că dacă ne întâlnim unii cu alții și ne privim ohorâți și încruntați, ne transmitem o stare de supărare și tristețe și ziua este mai grea. Dar dacă ne întâlnim și prin toate nenorocirile care am trecut, găsim o frântură de suflet pe care să o transformăm în zâmbet, ziua ne este cu siguranță mai frumoasă și a noastră și a celor cărora le-am zâmbit și pentru fracțiunea aia de secundă a uitat de supărarea lor. Mă bucur să văd că aici, la Căpâlna, într-un colț de rai, așezat de Dumnezeu și pe vale și pe munte, sunt oameni care au scris istorie prin viața lor, prin ceea ce au făcut și mai ales prin înțelepciunea de a ierta și a trece mai departe, care urmează să-și facă Sfânta Taina Căsătoriei, să le urăm înțelepciunea de a ierta și puterea asta, nebunia asta frumoasă de a iubi până la patimă. Doamne ajută! Și acum, dacă îmi dați voie, o să dau citire. Deci, fiecare cuvânt pe care îl pronunț, fiecare nume pe care eu îl citesc, este scris cu nemurire în cartea sufletelor noastre. Încă o dată, felicitări! Dumnezeu să vă țină sănătoși și să aveți întotdeauna puterea calmului și a răbdării care ați avut-o până acum, astfel încât să ne hrănim și noi din acest calm și răbdare, care spun eu și cred că, să mă contraziceți dacă nu zic bine, eu zic că parte esențială a acelei înțelepciuni pe care vorbim și care o câștigăm în timp este calmul și îndelunga răbdare, bunăvoința, supunerea și a învăța
că suntem egali, că trebuie să dorim celuilalt din puterea noastră și nu să subjugăm unul pe celălalt. Așadar, îi aplaudăm cu toată dragostea și invităm să-și ridice diploma și ce mai au aici, familia Aloman Vasile și Elena. Știu că e greu, dar așa preț de o secundă să vă ridicați, să vă poată vedea toată lumea. Mulțumim frumos, felicitări! Iar următoarea diplomă va merge la familia Cornea, Ilie și Silvia. Familia Cornea, Petru și Ana, să ne faceți cu mâna să văd și eu unde sunteți. Acolo, felicitări! Felicitări! Familia Cornea, Nicolae și Rosalina, unde sunteți să vă putem repera? Cornea, Nicolae și Rosalina, părinte dumneavoastră, îi cunoașteți mai bine. Felicitări! Și felicitări și pentru demnitatea cu care purtați costumul tradițional. Aplaudăm și felicităm acum familia Cernat, Gheorghe și Ana. Unde sunteți, familia Cernat, Gheorghe și Ana? Aici, uite, avem un domn cu o cămașă care ne face frumos cu mâna, mulțumim! Familia Lumânarion și Paraschiva. Felicitări! Familia Maier, Vasile și Elena. Unde sunteți? Maier, Vasile și Elena. Oare sunteți aici prezenți? Aici. Felicitări și sănătate să aveți! Familia Moga, Ioan și Ioana. Felicitări din suflet! Familia Teacoie, Vasile și Ana, Ioana. Teacoie, Vasile și Ioana. Felicitări și sănătate! Și rugăm acum să ne facă un semn să vedem unde sunt familia Zamora, Ilie și Gabriela. Felicitări! Sănătate! Familia Mareș, Simion și Anița. Mareș, Simion. Mulțumim, felicitări și viață lungă înainte cu sănătate! Aș vrea să adaug la acea listă frumoasă de suflet a sponsorilor și să le mulțumim în mod special. Să vă asigurăm de respect și prețuire și vă rog să le dați un rând de aplauze cu tot sufletul. IPSA prin Aloman Alexandru, Elis Pavaje, familia Goța Emil Juliana și Sece Pinticar SRL. Mulțumim, să vă dea Dumnezeu spor de acum înainte să ne puteți ajuta și la anul. Și vom continua bucuria premierilor în această zi și dacă dumneavoastră ne-ați dat exemplul de viață cel mai frumos, și ne-ați învățat că se poate, trebuie doar să vrem și să renunțăm la egoism și să scoatem la suprafață prietenia și dragostea. Acești oameni extraordinari s-au gândit că și cei care sunt căsătoriți mai recent și sunt la început de drum au nevoie de un imbold.
au nevoie să vadă și să simtă că noi îi apreciem, că le dorim sănătate și bucurii pe mai departe și îndemnăm ca simbolul relației lor să rămână întotdeauna iubirea și respectul. Așadar, vor fi premiate cuplurile care s-au căsătorit în ultimii 5 ani, în intervalul de timp de la prima ediție și până astăzi la cea de-a doua ediție a sărbătorii Fiii Satului de la Căpâlna. Dumneavoastră, fiind mult mai tineri, vă poftim aici în față să ne bucurăm și noi de vigurozitate, de tinerețe, de bucurie, de zâmbet. Haideți! Ia sunteți pregătiți, vă putem chema familia Aloman, Marius și Oana. Haideți să-i aplaudăm! Haideți și până aici, în aplauze, vă imaginați drumul acela frumos până la altar. Sunteți părinții! Din păcate, se repete povestea, căutăm o pâine albă în altă țară, dar sunt convinsă că sunt cu dorul și cu inima aici la rădăcini. Familia Boca Viorel și Ioana Alexandra. Boca Viorel și Ioana Alexandra. Familia Bragadin Sorin și Petronela Persida. Cei care nu sunt prezenți, cu siguranță vor afla despre ce s-a întâmplat de la dumneavoastră. Chiar vă rugăm să le spuneți că au fost strigați aici, nu pomeniți, Doamne ferește, au fost strigați aici în aplauzele tuturor să-i felicităm pentru alegerea făcută. Familia Bucuru Georgian și Sidonia. Dacă este cineva din familie. Aoleu, am citit aici chelarul. Eu sunt măritată de 25 de ani în 17 iulie. Chelarul Răzvan Ioan și Anca Mihaela. Stați așa că am auzit un lucru frumos. Doamnă, unde spunea că e soțul plecat în cursă? Și le cheamă chelarul ca pe soțul meu și a meu pleacă mâine în cursă. Familia Covaciu Nicolae și Nicoleta. Felicitări și în continuare să aveți o căsnicie bazată pe o relație de dragoste și respect reciproc. Familia Covaciu Florin și Simona. Hai mai cu curaj și aici în față așa să vă vedem toți. Felicitări! Până la anul găsim o modalitate să premiem și pe cei care în acești 5 ani au reușit să devină părinți. Felicitări încă o dată și invităm alături de noi familia Crăciun Vasile și Alina Maria. Și cei care aveți copilași, aduceți-i și pe ei să-i vedem. Felicitări să vă trăiască comoara asta frumoasă. Felicitări și o să rog și pe colegi să imortalizeze fiecare moment și să-i mulțumim cu această ocazie și lui Florin pentru că ne fotografiază întotdeauna și domnului de aici de lângă mine, viitorul ginere al doamnei Nete, care știe cum să facă, întotdeauna mă arată poze mai tânără și mai frumoase. Mulțumesc și țineți cont și anul ăsta. Familia Dublea Constantin și Maria Daniela. Dublea Constantin și Maria Daniela. Dacă sunt membri din familie, aici? Nu. Furtuna Cristian și Elena Alexandra. Mă gândesc că eu prins Furtuna pe drum. Alex, Neme, Salim, Valderrama și Ana Maria. Acum eu chiar vreau să-l văd aici pe domnul ăsta cu atâtea nume. Nu știu dacă eu încap în catalog, la rubrică, doamna învățătoare. Deci, o repet, s-o țin minte. Familia Alex, Neme, Salim, Valderrama și Salim și Ana Maria. Familia Gheorghi Gioiu, Florin și Mihaela. Am crezut că e o greșeală de tipare. Gheorghi Gioiu, Florin și Mihaela. Au și băiat frumos să vă trăiască. Aveți și o fetiță.
Să fiți sănătoși, să vă bucurați de copii, să-i creșteți mari și să-i învățați să iubească pământul unde au spus prima oară mamă și dor. Și tu, puiule, cu fața așa la poză, așa. Familia Horia Viorel și Petruța Maria. Horia Viorel și Petruța Maria. Haideți, dacă sunteți din familie, vă rog să veniți să ridicați diploma în numele lor și să primiți aplauzele ca un impuls spre tinerețea dumneavoastră. Și o să vă rog pe cei care v-ați ridicat diploma să nu părăsiți sala, da? Familia Jinariu Dumitru și Ancuța Elena. Jinariu Dumitru și Ancuța Elena. Nu este nimeni. Familia Lazar Ioan și Ioana Elena. Lazar Ioan și Ioana Elena, vă așteptăm aici în față. Felicitări și viață lungă și frumoasă! Și tu, puiule, aici în fața lui mami și a lui tati la poză, așa. Nepoțica nu mai contează, acolo cu ei. Familia Maier Marian și Mădălina. Sunt părinții tăi? Fratele tău, că mă gândeam că tu ai 20 și eu 5. Să trăiți, să fiți sănătoși. Sunteți și membri ai ansamblului Mărginenii? Nu? Dar ați îmbrăcat azi costumul de sărbătoare ca această zi să fie într-adevăr sărbătoare. Familia Maniu Andrei Nicolae și Alexandra Elena. Maniu Andrei Nicolae și Alexandra Elena. Familia Maniu are vreun membru aici și are pe Paula, bravo! Familia Petcu Alin Dumitru și Lucia. Petcu Alin Dumitru și Lucia. Este cineva din familia? Atunci trecem la familia Pogan Constantin și Simona Marinela. Pogan Constantin și Simona Marinela. Și te felicit, draga mea, că ai îmbrăcat ea românească și celebra străiguță de pe Valea Frumoasei. Familia Presecan Ioan și Ionela sunt aici. Presecan Ioan și Ionela. Familia Sintea Alfred și Lucia Carmen. Sintea Alfred și Lucia Carmen. Este cineva din familie? Vă rog să veniți. Așteptăm aici lângă noi familia Stiop Ioan Sergiu și Ileana. Stiop Ioan Sergiu și Ileana. Foarte bine, să fiți și mai departe, sănătoase, să botezați, să cununați. Familia Șchiopoiu Petru și Elena Maria. Șchiopoiu Petru și Elena Maria. Este cineva? Nu. Familia Turcu, Marius Octavian și Nicoleta. Turcu, Marius Octavian și Nicoleta, felicitări! Și viață frumoasă mai departe!
familia Tripon Adrian și Valentina Elena. Tripon Adrian și Valentina Elena. Vă așteptăm aici. Felicitări! Care sper să vă bucure și pe care vi l-ați dorit. Așa că, Veronica, Antoaneta, vă rog să le... Surpriză până astăzi. Deci nu o să-i chemăm, sunt pentru toți membrii ansamblului, nu-i mai zicem cu numele, și ca să știe toată lumea, au un tricou personalizat. Felicitări, dragilor, și mult succes în continuare! Mulțumim, doamna Neti Mihaiu. Aș vrea să vă spun că, în afară de dascălul și pedagogul care iese la suprafață, întotdeauna am simțit-o ca pe o femeie extraordinară care solidarizează cu tot ce înseamnă tânăr sau tânără, le înțelege emoțiile, le înțelege trăirile, le estompează din acel moment de când, știți dumneavoastră, tinerețe te mai duce și pe coclauri, întotdeauna știe să-i ține aproape și să le facă zilele mai frumoase prin dansul și cântul pe care ei îl învață alături de doamna. Și acum, părinte, vă rog. Ei, eu ce aș putea să mai spun? De când am venit ca preot în Căpâna, m-au minunat mult de tot. Și am început să iubesc din sinzi tot mai mult. De aceea îi apreciez foarte mult. Știu că fac eforturi imense ca să fie alături de noi, să onoreze toate invitațiile pe care le avem. Îi felicit încă o dată public pentru premiile pe care le-a luat la Cultură pentru Cultură. Le doresc succes pe 9 iulie la Alba Iulia și sper că surpriza noastră să fie și pe măsură, și plăcută și bună, fizic. Le doresc încă o dată succes și multă, multă bucurie. Să fiți binecuvântați! Mulțumim și vreau să vă spun că aplauzele le acordăm părintelui și pentru faptul că astăzi a acceptat din solidaritate cu noi să se transforme în inginer de sunet, ne asigură reglarea și microfoanelor și butoanele acolo la stația primăriei. Mulțumim și primăriei, dar știți cum e, cât ar fi scula de performantă dacă n-ai om de ea. Uite, domnul părinte ne-a învățat astăzi că se poate, fără să fii cu studii de specialitate, doar să iubești meseria și să dorești să faci bine ceea ce faci. Mulțumim! Și acum un alt moment de suflet, a spune eu, de hrană spirituală, și apreciez pentru că cu atât mai mult cu cât am găsit rar oameni care să accepte în cadrul unei întâlniri a lor, a unei manifestări a lor și o lansare de carte. Tomac și facturile pe la caserie, dar acele momente când suntem noi cu noi, când poate privim cerul sau ne alegem o stea sau poate îmbrățișăm cetina verde a brazilor, atunci când ne luăm energia din acest univers extraordinar creat de divinitate. Așa se întâmplă și atunci când citim o poezie și ne place și poate regăsim în ea frânturi de suflet care ni se potrivesc. Sunt oameni cu har care nu se declară poeți și mari oameni de litere, ci pur și simplu, din prea plinul sufletului lor, așează în versuri. Și la un moment dat își fac curaj și ne dăruiesc și nouă aceste versuri, pentru a ne bucura și noi, pentru că hrana spirituală a unui suflet este și poezia. Așa se face că doamna Maniu Rafila, din Sebeș, dar cu rădăcinile aici în comuna Sășciori, mama domniei sale s-a născut aici la Sășciori, vă propune astăzi momente de hrană prin poezie, prin această carte, între Nadir și Zenit. Am stat puțin de vorbă cu dumneaei, dar am reușit să înțeleg că nu a căutat rime, nu a căutat cuvinte mari, a pus doar trăirea ei ca o metaforă în vers și vă dăruiește dumneavoastră. Prin intermediul editurii Emma Book din Sebeș, mulțumim și acestei edituri și tuturor celor care au sprijinit-o în acest demers, a venit astăzi la sărbătoarea dumneavoastră a Căpâlnenilor, nu să ocupe spațiul, ci să întregească bucuria și aș vrea să o invit aici alături de noi.
și dacă se poate, pe dumneavoastră să rămâneți aproape. Nu va dura foarte mult și nu vom fi plictisitori. Încercăm doar să vă spunem că, de fapt, sunt lucruri care le știți. Că atunci când sufletul este prea greu și prea plin, nu contează de suferință sau de bucurie. Cei care pot și se simt în stare, puneți-le în scris, în versuri sau în proză. Este cea mai curată spovedanie, noi în fața noastră. Acolo noi cu noi trebuie să fim sinceri. Și dacă azi mi-e drag de doamna de aici și când sunt eu cu mine, nu spun din văcernicie, ci recunosc în propriul vers că mi-e drag de doamna sau că respect pe Domnul. Așa cum vă respect pe fiecare în parte. De aceea mi-am permis să spun că este tot moment de suflet și că ați revărsa sufletul în versuri este un lucru extraordinar. Și ați găsi cuvintele cu suficient conținut pentru a descrie o stare, este un dar de la Dumnezeu și noi toți mulțumim lui Dumnezeu pentru că a dat acest dar și dumneavoastră și că astăzi ne veți putea bucura. O să vorbim un pic despre cartea dumneavoastră, o să vorbiți și dumneavoastră și știu că ați venit cu o invitată astăzi, este adevărat? Da, este. Atunci vreau să știți că se alătură acestui moment și doamna Cornelia Cernat, localnică, da? În tinerețe a trăit aici, așa se spune, da? Care vine cu o altfel de descărcare a sufletului, o rugă, altfel de rugăciune, am spune noi, prin a scrie poezie religioasă. Ați face ruga către cerul prin mulțumire și prin recunoașterea meritului divin în versuri este un lucru extraordinar. De aceea vă invit să rămâneți să ascultăm puțin și din cartea domniei sale și din cartea doamnei. Am înțeles, un om simplu, un om al trudei, al pământului. Știți că din simplitate și modestie vin esențele frumoase. Și când poți să faci acest lucru și spui, este din sufletul meu, este mult, mult mai înălțător decât a spune, păi am învățat într-o 6 ani de facultate să scriu. Nu, să scriem învățăm în clasa întâi. A scrie versuri nu te învață nicio școală, ci bunul Dumnezeu prin darul revărsat asupra noastră. Așadar, doamnă Maniu, vă rog, după care știu, părinte, o să-l aștept la microfon pe părintele, dar dăm prioritate doamnei. Bună ziua, stimați oameni buni, căpălnari și nu numai. Nu știu dacă pe fața mea se poate citi emoția, dar în glasul meu veți simți, eu o simt trop în inimă. Sunt bucuroasă și mă simt onorată că am fost invitată să particip astăzi la sărbătoarea de suflet a căpălnarilor. Doamna Neta, doamna Angela, vă mulțumesc, precum o fac și pentru toți organizatorii pe care îi cunosc sau nu-i cunosc. Numele meu v-a fost prezentat, Rafila Maniu, sunt din Sebeș. Mă aflu la 6-a carte publicată. Aceasta este a 4-a de versuri, între cele 6 fiind și 2 de proză memorialistică. Această carte se numește Între Nadir și Zenit. Ce vorbe or fi astea? Cum mi-au venit mie în cap? Întrebați-mă cum și nu știu să vă spun. Le am într-o poezie care se numește Confesiune. Zenitul este punctul de interferență a verticalei locului cu bolta cerească superioară, acolo unde vedem soarele la amiază, iar nadirul este punctul diametral opus pe bolta cerească inferioară. Poate că aceste nume au vreo legătură cu extremele între care noi oamenii, eu și dumneavoastră fiecare, ne simțim, ne desfășurăm ceea ce avem în suflet, de bine ori de mai puțin bine, de speranță, de apreciere, de iubire, ori de așteptare, de frică, de dezamăgire și gama ar putea continua. Poezia mea temporal se întinde din momentul nașterii, n-am scris atunci, dar mi-am închipuit cum o fi fost momentul acela și parcurge toată viața mea
până acum. Un loc important îl ocupă în viața fiecăruia din noi copilăria spre care mereu ne întoarcem. Mă învinge dorul de copilărie. Am apelat-o ieri la telefon. Dacă s-ar hotărâ și-ar vrea să vie, aș aștepta o gară pe peron. Și așa mai departe, alte momente ale vieții, până când acum, mai zile trecute, mă întrebam să fie oare aceștia anii mei? Răspunsul știe oglinda severă și dreaptă. Un loc important în viața mea, în viața fiecăruia din noi, l-au ocupat părinții prin care noi am văzut lumina zilei. Despre mama am scris într-o poezie numită Lângă crucea mamei, din care vă spun doar ultimele două versuri. În cimitir nu-i nimeni, doar eu cu o lumânare. Mă uit la ea cum arde și, mamă, își cer iertare. Iar despre tata, pe care nu l-am cunoscut pentru că aveam doar 3 ani și jumătate când a plecat pe frontul de est și nu s-a mai întors, am scris: îl caut pe tata între nume de sfinți, nici când consemnate în cărți de istorie, eroi risipiți pe sublie, cu minți, cu pieptul scriind pentru țară victorie. Spațiale? Poezia mea pornește din pragul casei părintești. Revăd cum cineva mi-a așezat căsuța părintească între râuri. Când mă simt crin, poem înaripat, val, freamăt, ori mister dinspre pustiuri, eu simt că cineva mi-a așezat căsuța părintească între râuri. Urc pe Valea Sebeșului până la Sășciori, pentru că acolo îmi sunt rădăcinile materne și pentru că primii mei ani de învățământ acolo i-am petrecut, predând o limbă străină, rusa, care era pe vremea aceea. M-am oprit în satul mamei și în final îi spun că poate va veni odată o zi în care, deși nu te-am uitat, poarta bunicilor va fi încuiată și n-am la cine mai veni în sat. Urc pe frumoasa Valea Sebeșului până sus, la Tărtărău, și mai departe, și ies din țară și mă opresc în Africa, în Tunisia, în Sahara, în toate acele vestigii care din cărți, din lectură sau cu imaginația ne sunt cunoscute, și închei spunând: covoare, mozaicuri, băi romane, moschei, Ramadan, trandafir de stâncă, cu ochii și cu inima, în toamna asta, au fost descoperite de o româncă. Am în cartea mea de acum, vă spuneam, varietate de stări sufletești, toate trăiri personale. Astfel am poezie în care mă întreb sau caut răspunsuri la întrebări. Am poezie de descriere a frumuseților naturii, poezie de dragoste și poezie religioasă. Fecioarei Maria îi spun: mă închin icoane tale cu inima smerită, prin os ți-aduc de lacrimi,
Maică neprihănită. Dragi ascultători, nu vreau să vă rețin prea mult. Aș dori ca, dacă veți avea în mână și veți parcurge vizual această carte, sunt sigură că o veți parcurge cu sufletul, mă veți vedea acolo așa cum sunt, cu ale mele bune și mai puțin bune, vă veți regăsi pe dumneavoastră, vă veți pune întrebări sau veți găsi răspunsuri la altele pe care vi le-ați spus deja, având printre paginele cărții mele și unele cu tentă filozofică. Am cochetat și cu crearea unor noi cuvinte românești, rămânând, spun undeva că mă simt copac înrămurat cu spini și trandafiri. Când am fost în Sahara și mi-aduceam aminte că sub acest deșert se pare să fi fost cândva o mare, am spus că i-am neauzit valurile. Dunelor le-am necântărit trupul diform tolărit în somn. Și așa mai departe. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă doresc să aveți sărbătoarea aceasta mereu în suflet, nu numai azi, mâine, ci și în anii următori. Tuturor sănătate, la mulți ani. Iar celor care îmi vor dori cartea, lectură plăcută. Mulțumim, stimată doamnă! Felicitări pentru ceea ce ați realizat ca om în acești ani de viață și mai ales pentru felul în care experiența trăită călătorind în viață și în lume a scris-o în versuri românești. Vă mulțumim! Cartea o puteți găsi la finalul acestei manifestări, la doamna autor, și costă doar 10 lei. Cât un chil de portocale iarna. Dar conținutul ei, exprimat prin trăire și prin cuvinte pline de patos, înseamnă o hrană care ține mult mai mult decât un chil de portocale. O să vă îndemn să o cumpărați. Vreau încă o dată să felicit pe toți organizatorii și să vă spun cât de mult mă bucur și cât de mult respect și mă închin și îmi place ideea aceasta de colaborare între biserică și instituția de cultură. Mi-ar plăcea ca în fiecare localitate unde mă duc să existe această colaborare, prietenie, înțelegere și să dispară invidia dintre cele două. Mă bucur și vă felicit, părinte, și pe doamna Neti, pentru felul în care știți să puneți în sufletul oamenilor credință în Dumnezeu și în valorile naționale. Felul în care faceți o familie mare, nu doar pe scenă, nu la microfon, nu în ziare, ci în viața de zi cu zi, aici la Căpâlna, și asta se vede de la intrare și până la ieșire. Vă felicit și vă mulțumesc! Și trecem la o altă față a poeziei, scursă din același suflet de om, poezia religioasă. Așa se numește în literatura română. Eu ia spune conversația de zi cu zi cu Dumnezeu, în care ne amintim și să-i mulțumim și să lăudăm, cum spun preoții, a spune, să recunoaștem meritele divinității asupra noastră și tot ce redă asupra noastră. Îmi place să văd că sunt oameni care pun în versuri această rugăciune a sufletului, astfel încât putem și noi să o citim, să ne regăsim în ea și poate citind-o să ne amintim și să spunem, Doamne, iartă-ne că în rugăciunile de ieri am spus mereu te rog și am uitat să spun mulțumesc. O să rog pe preotul Cornea Vasile să ia microfonul și să ne împărtășească câteva din gândurile domniei sale.